Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Decupaj din Realitate, o emisiune care adună materialele primite de la voi din toată țara și mai apoi le transmite aici pe Alfa Omega TV. În acest an nou trebuie să fim oameni activi care să lucreze pentru Dumnezeu cu putere. Dacă am luat o decizie pentru a trăi o viață de creștini, dar ne-am pierdut undeva pe drum, pastorul Oti Tipei de la Biserica Eclesia Arad ne îndeamnă să ne rededicăm lui Dumnezeu. Dragi creștini, acum la început de an vă doresc binecuvântarea lui Dumnezeu peste viețile voastre și familiile voastre. E normal ca la început de an să ne întrebăm oare ce va aduce anul ce ne stă în față, care e voia lui Dumnezeu pentru anul acesta. Vedeți voi, răspunsul la toate aceste întrebări le găsim în Biblie, pentru că ea, Biblia, este cuvântul lui Dumnezeu și revelația lui Dumnezeu pentru noi și viețile noastre. Biblia ne prezintă un Dumnezeu care s-a revelat oamenilor în istorie. Dumnezeu din Geneza și până în Apocalipsa este același care are un plan general cu oamenii și cu viețile noastre, cu istoria. Dumnezeu n-a început un plan cu Adam care a eșuat și a inventat un alt plan cu Avram care a eșuat și apoi unul cu Israel care a eșuat și apoi a venit Iisus Hristos. Nu. Din Geneza 3:15 a fost profețit că Iisus Hristos, sămânța femeii, va zdrobi capul șarpelui și el va fi glorificat și înălțat. Dacă Dumnezeul nostru este revelat în istorie și are un plan general, înseamnă că este înțelept, acum la început de an 2023, să privim în spate la anul 2022, să tragem învățămintele din anul 2022, să vedem ce a făcut Dumnezeu, ce ne-a transmis Dumnezeu prin anul trecut și să înțelegem care va fi pasul următor în 2023. Ce vrea Dumnezeu de la viața noastră, ce vrea Dumnezeu de la familia noastră, ce vrea Dumnezeu de la slujirea noastră. Uitându-mă la anul 2022, am realizat că Dumnezeu ne-a vorbit cu putere. În primul rând, în 2022, Dumnezeu ne-a spus că este Dumnezeu atotputernic, care are toată puterea în cer și pe pământ. Dacă în anul 2020 a venit pandemia de COVID-19, când întreaga lume a fost blocată, când bisericile au fost închise, când familiile au fost separate, anul 2022 a fost anul în care Dumnezeu a spus stop acestei pandemii, a fost anul în care bisericile s-au deschis, a fost anul în care am resimțit înapoi libertatea închinării, deși mulți nu credeau lucrurile acestea. Dumnezeu în 2022 ne-a demonstrat că este mai tare decât guvernele lumii, decât medicina și care toate puterea în cer și pe pământ. Uitându-mă la 2022, l-am văzut pe Dumnezeu vorbindu-ne foarte clar că Biblia este relevantă și astăzi. Cum a făcut asta? Când nimeni n-ar mai fi crezut într-un război convențional, cu tancuri, cu tunuri, cu arme, cu soldați pedeștri, Biblia s-a împlinit în 2022 prin războiul de la granița țării noastre, prin războiul dintre Ucraina și Rusia. Biblia spune că zilele din urmă vom auzi despre războaie și vești de războaie. Iată că Biblia este relevantă și Dumnezeu ne-a spus încă o dată că vor fi războaie și faptul că sunt războaie ne confirmă că trăim vremurile finalului. Biblia ne spune că trebuie să ne pregătim pentru întâlnirea cu Domnul nostru Iisus Hristos. În 2022, prin acest război dintre Rusia și Ucraina, Dumnezeu ne vorbește că Biblia știe ce spune, că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și că Biblia are dreptate chiar și atunci când nu este rațional pentru noi să înțelegem modul în care Biblia vorbește. Însă ce ne-a mai spus Dumnezeu în anul 2022? Ne-a spus că Dumnezeu este bun. În cadrul bisericii Eclesia, biserica locală pe care o păstoresc, am văzut bunătatea lui Dumnezeu. Am văzut bunătatea lui Dumnezeu în viața mea personală, am văzut bunătatea lui Dumnezeu în familia mea și cu siguranță și voi ați văzut bunătatea lui Dumnezeu în viața voastră. În Eclesia putem spune că 2022 a fost cel mai binecuvântat an spiritual. Am avut o creștere numerică foarte mare, sute de oameni l-au primit pe Iisus Hristos în inimă, aproximativ 100 de oameni au primit botezul în apă, peste 200 de oameni au fost botezați cu Duhul Sfânt și lucrarea aceasta sporește și crește și rodește. De ce? Pentru că Dumnezeu este bun și că Dumnezeu ne dă har. Dacă toate acestea s-au întâmplat în anul 2022, este înțelept să ne punem întrebarea ce ar trebui să facem noi în 2023. Cum toate lucrurile acestea în trecut vor afecta lucrarea noastră? Mi-aduc aminte de un pasaj rostit de Domnul Iisus în Evanghelia după Matei, capitolul 21. În Evanghelia după Matei, capitolul 21, Iisus vorbește despre un tată care îl reprezintă pe Dumnezeu, vorbind cu cei doi fii ai săi, reprezentând creștini, oamenii credincioși, așa cum sunt eu și așa cum ești tu. Acel tată le spune copiilor săi, fiilor săi, mergeți și lucrați în via mea.
Unul dintre ei zice, mă duc și nu s-a dus. Celălalt zice, nu mă duc, dar se răzgândește, se pocăiește de cuvintele lui și merge și lucrează în via lui. La final s-a dovedit că fiul care s-a dus a făcut alegerea potrivită. Cred că pentru 2023 Dumnezeu ne cere fiecăruia dintre noi să lucrăm în via lui. Dumnezeu ne cere mai mult ca oricând, văzând ce a făcut el în lume în 2022, anul 2023 să fie un an al deciziilor. Un an în care să spunem da pentru Dumnezeu, dar să și facem pentru Dumnezeu. Un an în care să ne ținem promisiunea făcută în 2022. Foarte mulți dintre noi în anul trecut și în anii trecuți am luat decizii cu privire la viața noastră personală, cu privire la familia noastră, cu privire la biserica noastră, cu slujirea noastră înaintea lui Dumnezeu. Și foarte mulți dintre noi, ca și acest tânăr care a spus un da pentru tatăl său, pentru chemarea la slujire, ne-am oprit și ne-am pierdut pe drum. 2023 este anul în care trebuie să vedem unde ne-am lăsat pierduți, care a fost motivul, care a fost cauza și să începem să lucrăm mai mult pentru Dumnezeu. Al doilea tânăr, cel care a spus un nu și a venit în fire, s-a pocăit și a început să lucreze. Poate că am fost sceptici cu privire la evenimentele din trecut și am spus lui Dumnezeu, nu-i mai pasă, Dumnezeu este departe, Dumnezeu nu se implică, uite că vine un război, uite că s-a terminat o pandemie, uite că Dumnezeu stă departe și nu e implicat în viața noastră personală. E vremea ca și acest tânăr să înțelegem că toate lucrurile sunt în controlul lui Dumnezeu și că Dumnezeu conduce istoria lumii și că în istoria lumii suntem cuprinși și noi și că Dumnezeu vrea ca fiecare dintre noi să începem să lucrăm în via Lui, în împărăția Lui, să facem ceva pentru Dumnezeu, să facem schimbarea la care El ne-a chemat pe fiecare dintre noi. Acum la început de an 2023, dragi creștini, cred că anul 2023 este un an în care trebuie să fim mai aproape de Dumnezeu, dar să lucrăm mai mult pentru împărăția lui Dumnezeu. Noi în bisericile locale, pastorii în bisericile lor, evangeliști în zonele lor de evangelizare, media în zona ei de influență. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe voi în casele voastre. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze postul de televiziune Alfa și Omega să lucreze mai mult în anul acesta. Și să vedem anul 2023 ca un an al harului lui Dumnezeu, ca un an al prospețimii și al belșugului, ca un an al responsabilității. Pentru că Biblia ne-a chemat și ne-a spus că e vremea să răscumpărăm zilele pentru că vremurile sunt rele. Să răscumperi înseamnă să faci astăzi și ce trebuia să faci ieri și n-ai făcut, dar și treaba de astăzi. Răscumpărați vremea, oameni dragi, și fiți oamenii aceia implicați în viața socială, în viața familială, în viața eclezială, prin a-L glorifica pe Dumnezeu, prin tot ceea ce El a pus în noi. E vremea unui seceriș bogat, de aceea fructificați fiecare clipă din anul 2023. Vă binecuvintez în numele Domnului și Dumnezeu să dea prospețime și rod bogat fiecare dintre noi în slujirea noastră. Doamne ajută, Doamne dă izbândă! Intrarea în odihnă, în promisiuni, se face prin cuvântul lui Dumnezeu, dar întotdeauna conectați la acest cuvânt. Noi trebuie să ne pocăim din dragoste, nu pentru că ne este frică, spune pastorul Aurelian Barbu de la Biserica Dunamis din București. Orice pasaj care îl citești din Biblie, când ai încheiat de citit acele versete, acel capitol, acea pagină, ridică-te de acolo și hotărăște-te să faci ceva. Pentru că așa te sfințește adevărul. Deci nu citești doar, wow, ce frumos zice Domnul Iisus. El zice... Dar ce faci tu cu ce zice? Și acolo începe procesul de sfințire, pentru că tu iei, îl pui în viața ta și unde lucrul ăla se potrivește, adică deja ți-ai supus acel domeniu, îi dai slavă lui Dumnezeu și îi mulțumești. Și atunci îl proslăvești pe el. Iar unde acel domeniu nu ți l-ai supus lui Dumnezeu, atunci îl sfințești. Adică mai întâi curățești ce nu este plăcut, ce este rău și începi să te îmbraci și să te zidești prin noile valori. Ale împărăției, ale cuvântului. Deci așa se face sfințirea. Deci să nu crezi că dacă citiți așa narativ, scriptura, ok, poate se prinde ceva și din sfințire, poate se prinde, că Domnul lucrează prin Duhul Sfânt, dar trebuie să o faci intenționat. Când citești cuvântul, uită-te să vezi clar ce poți aplica din acel cuvânt. Și dacă chestia asta o faci zi de zi, zi de zi, zi de zi, peste un an te vei trezi cel puțin cu 365 de lucruri aplicate în viața ta și automat, dacă faci 365 de schimbări pe care le urmărești pe tot anul, vei fi un om sfințit în multe domenii. Nu vei rămâne la fel. Nu vei rămâne la fel.
greșeala pe care o fac unii oameni este că citesc Biblia dintr-o motivație greșită, și anume, din datorie. Trebuie să știm, dacă nu se supără Dumnezeu pe noi. Foarte mult îl deranjează pe Dumnezeu. Nu o să poată sta bine pe tron că noi nu citim din Biblie. Ce treabă are Dumnezeu cu cititul nostru? Nicio treabă n-are. Noi avem treabă. Pentru că dacă nu citești, nu te hrănești. Dacă nu citești, nu te poți sfinți. Nu te poate sfinți Duhul Sfânt folosind adevărul. Deci, dragii mei, Dumnezeu nu are... Să știți că înainte erau foarte mulți analfabeți. Nu citeau Biblia, ci li se povestea Biblia de un învățat sau de un fruntaș al sinagogii sau mai târziu în biserici de preot sau de dascăl, și ăia o povesteau întortocheată și oamenii săraci, ei nu citeau zi de zi și totuși au fost mântuiți printre ei care au crezut, dar au dus o viață foarte slabă, o viață în frici, o viață în care n-au putut să aibă putere și cunoștință, pe când profetul Daniel spune că în vremurile din urmă cunoștința va crește foarte mult. Și a crescut și în cele omenești tehnologic, dar a crescut și în cele duhovnicești. Deci nu citi Biblia din datorie, că Dumnezeu nu te obligă. Poți să fii mântuit dacă rămâi lângă Domnul și noi pe arătură și dacă nu citești Biblia. Dar vei fi un mântuit nefericit, un mântuit slab, un mântuit pipernicit sau chiar handicapat. Pentru că nu te poți bucura de plinătatea învățăturilor și a puterii lui Dumnezeu prin Evanghelie. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu. Vrei putere? Vrei credință? Păi nu există doze de credință pe care vine și ți le face Domnul cu îngerii lui plin de credință, cu rucsac, cu spate vine și îți aduce. Nu! Credința vine în urma auzirii. Și auzirea trebuie să facă în conformitate cu cuvântul lui Hristos. Deci vrei credință? Iei Scripturi. Și crezi acele Scripturi, le aplici și vei crește în credință. Potrivit, noi am primit același duc de credință, spune Pavel, potrivit cu ce este scris. Și pentru că am crezut, de aceea deschidem gura și vorbim și proclamăm, pentru că mai întâi am crezut. Deci așa se citește corect. Deci nu din datorie, nu din obișnuință și nici măcar din confort sufletesc. Asta am văzut-o cu altă. Îmi spunea cineva și am fost într-o stare foarte grea și am trecut prin încercări și m-am simțit, nu știu cum, rău în orice caz. Și când mergeam la biserică, știam din Biblie, mă simțeam așa de bine. Bun, slavă Domnului, pentru început. Dar dacă te duci doar ca să te simți mai bine, să te maseze Scriptura emoțional, păi când ți s-au terminat stările sau deprimările, nu te-ai ales cu nimic, decât că ai trecut așa mai confortabil, cu o mângâiere. Nu doar atât este Scriptura. Scriptura vrea să te elibereze de acele stări, care probabil vin din gânduri și minciuni nedumnezeiești, și apoi ea vrea să te transforme. Deci nu citi Scriptura doar ca să te simți bine emoțional. Spunea cineva, am citit, am văzut, zice, nu te îngrijora. Așa am citit versetele de acolo și m-am simțit bine. Ok, nu-i rău, decât să te îndop de medicamente, mai bine te îndop de niște versete. Dar Domnul nu vrea doar atât, nu vrea doar să ții tu confortul, care înseamnă egoism. Domnul vrea să asimilezi Scriptura ca fiind puterea lui Dumnezeu în tine, care provoacă transformare. Care face ca mintea ta să fie înnoită și zidită în Hristos. Deci motivația corectă este să învățăm din Scripturi, într-o motivație corectă ne luăm mustrarea și îndreptarea și unde este cazul, acceptăm disciplinarea lui Dumnezeu prin Scripturi, nu prin nu știu ce alte pedepse pe care le invocă unii. Cum ne curățim practic prin Cuvântul lui Dumnezeu? În primul rând, vă îndemn, dragii mei, cântăriți deciziile prin autoritatea Bibliei. Amin. Orice decizie pe care o iei, pune-o în Cuvântul lui Dumnezeu. Și nu vorbesc de decizii mari. O decizie de căsătorie, o decizie de mutare dintr-un oraș în altul, dintr-o țară în alta, o decizie de a pleca tu în străinătate, nevasta cu copii acasă, separați, sunt decizii mari. Cântăriți-le bine în Cuvântul lui Dumnezeu, că mai târziu s-ar putea să vreți să corectați și să nu mai puteți. Au venit oameni care au luat decizii greșite pentru că nu le-au cântărit în Scripturi, nu le-au cântărit cu înțelepciune duhovnicească și mai târziu au regretat și n-au mai putut să corecteze. Efeseni capitolul 4, de la 22 la 24. Ce înseamnă sfințirea negativă și pozitivă? Adică partea de curățire și partea de zidire. Spune așa.
Asta este partea negativă, în care dai lucrurile negative la o parte. Cu privire la felul de, vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele lui. Deci te dezbrăci, te dezveți de lucruri, le dai jos. Și să vă înnoiți în duhul minții voastre, acum lucrez la interior, așez valorile lui Dumnezeu și cunoștința lui Dumnezeu, și să vă îmbrăcați în omul cel nou. Și acum încep să te îmbraci cu noi comportamente. Deci așa pornește. Nu te poți îmbrăca cu omul cel nou peste omul cel vechi. Asta este ordinea. Deci sfințirea începe prin curățire. Spune, Doamne, curățește gândurile, mintea, vorbirea, pornirile. Pur și simplu urmărești. Îți faci o listă și chiar vă provoc săptămâna asta. Făceți-vă o listă. Eu oricum mi-o fac săptămânal și uneori chiar zilnic când văd că mai apare câte ceva și cer să fie curățite din viața mea, dar în același timp vreau să mă îmbrac cu omul cel nou. Atenție, nu te poți îmbrăca cu omul cel nou. Asta este o greșeală, să spunem așa, a bisericilor libere, că vorbesc doar despre omul cel nou și vor să-l pună peste omul cel vechi. Nu se poate, nu se poate. Trebuie mai întâi dezbrăcat omul cel vechi. Și după ce faci această curățire, această sfințire, de ce este vechi? Spunea mai devreme Ami, a trebuit să fie vindecată de Dumnezeu, de respingere, de nu știu câte alte lucruri, ca apoi să vină Duhul lui Dumnezeu, botezul cu Duhul Sfânt, darul vorbirii și alte lucruri, învățătura în autoritate. Nu poți să te lupți în autoritate dacă tu nu te supui lui Dumnezeu, că asta e ordinea. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu și împotriviți-vă diavolului. Deci ca să te supui lui Dumnezeu înseamnă să asculți de Dumnezeu, să știi clar ce spune Dumnezeu în anumite domenii și segmente din viața ta și să le armonizezi în ascultare de El. Deci ascultarea, supunerea lui Dumnezeu nu înseamnă așa, da, Domnul e, El e Domnul meu și tu faci numai bazaconii sub domnia Lui. Nu, aia înseamnă să o iei pur și simplu, înseamnă armată, înseamnă disciplină. Deci lucrurile astea sunt foarte clare în Scripturi. Ierarhia în ascultare de Dumnezeu nu este așa random, fiecare se trezește că vrea să asculte cum simte el. Este o ascultare a cuvântului și Domnul ne învață. Și Domnul ne dă har și are răbdare cu noi. Am cântat despre bunătate. Deci, dragii mei, noi suntem un produs al harului. Și noi acum vorbim despre niște standarde, pentru că e bine să le avem ca și țintă în minte, dar dacă ești încă bebeluș, Dumnezeu îți va da har până vei crește la statura de copil, de tânăr în credință și până vei putea să ajungi la acele standarde mai înalte. Dar important este să vrei. Important este să faci ceea ce ține de tine acum la nivelul la care te afli și, practic, ăsta este procesul, un proces continuu. Ne dezbrăcăm de omul cel vechi, ne înnoim mintea cu cuvântul lui Dumnezeu și pornind de la valori interioare, nu exterioare, că aia înseamnă legalismul te ia din afară, pentru că vrea să hrănească ceva înăuntru greșit. Și atunci el hrănește mândria spirituală sau ego-ul, îl hrănește cu lucruri din afară. Dar când tu te smerești înaintea lui Dumnezeu și te pocăiești de faptele moarte și ceri sângele Domnului Iisus să le curățească din viața ta, din inima ta și apoi pui această înnoire prin cuvântul lui Dumnezeu în duhul minții, începi să te îmbraci cu omul cel nou care este făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie adevărată, sau pe care o dă adevărul. Neprihănire și sfințenie. Vezi? Așa se ajunge. Neprihănire și sfințenie în roade, nu doar pozițională. Și ca să ajungi la aceste roade, trebuie să te dezbraci, trebuie să te înnoiești în minte, să zdrobești mândria, să renunți la neiertare, să renunți chiar uneori la dreptatea ta. Eu am dreptate. Dragii mei, acest cuvânt și standard al lui Dumnezeu lucrează în noi doar prin credință. 1 Tesaloniceni 2:13 spune, de aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu, deci în primul rând trebuie să primești autoritatea Scripturii ca standard suprem. Dacă tu nu-l primești și vrei să negociezi standardele lui Dumnezeu, deja e faliment. Deci mai întâi spune, ați primit cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul nostru, deși ei oamenii l-au transmis, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează și în voi care credeți. Deci cuvântul lui Dumnezeu lucrează în tine doar dacă crezi. Doar dacă crezi.
Doar dacă iei acel lucru prin credință, doar dacă te încrezi în Dumnezeu, că acel lucru poate fi împlinit în viața ta. Dacă nu crezi, nu va lucra. Lucrează în voi care credeți. În primul rând, după cum vedeți, noi nu avem sfinți pe pereți. Îi avem în bănci, în scaune. Stau pe scaune. Deci nu sunt... Da, pentru că Pavel spune, sfinților din Corint, sfinților din Dunamis. Deci noi suntem sfințiți odată pentru totdeauna prin jertfirea trupului lui Hristos. Asta spune Pavel în Evrei, capitolul 10, cu 10, cred. Deci suntem sfințiți odată pentru totdeauna. Am fost sfințiți prin jertfirea trupului lui Hristos. Ei, sfințirea asta odată pentru totdeauna se numește, teologic vorbind, sfințire pozițională sau Dumnezeu te declară sfânt. Dumnezeu, datorită lui Hristos, independent de tine, când ai crezut în Hristos și în mântuirea și iertarea păcatelor prin jertfa Lui, tu ești declarat sfânt. Dar acum, de la sfințirea declarată, Biblia vorbește că există și o sfințire practică. Și, de exemplu, în 1 Corinteni, chiar când îi salută, și vorbeam de sfinții din Corint, 1 Corinteni, versetul, capitolul 1 cu versetul 2, hai să vedem ce spune. 1 Corinteni 1 cu 2, spune așa, către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus. Când au fost sfințiți? Pe cruce. Când Iisus și-a jertfit trupul, odată pentru totdeauna, au fost sfințiți, declarați de Dumnezeu sfinți. În Romani, capitolul 5, spune, lăsați aici, doar citez memorie, în capitolul 5 spune că Dumnezeu a emis o hotărâre de iertare și o hotărâre de neprihănire. Deci în acea hotărâre de iertare și neprihănire este atribuită sfințirea noastră. Deci ei au fost sfințiți de Iisus Hristos și observați că nu se contrazice mai departe, ci completează. Chemați să fie sfinți. Și mulți spun, păi hotărăște, frate Pavele, ori ai fost sfințit odată pentru totdeauna, ori ne chem să fim sfinți. Nu e nicio contradicție. O numire declarativă, o proclamare peste tine că ești sfânt și sfințit datorită lui Hristos, aduce rezultate în umblarea practică. Și atunci, sfinții declarați sau poziționați în Hristos, ei trebuie să umble în această sfințire, chemați să fie sfinți de către toți cei ce, către toți cei ce cheamă în vreun loc numele lui Iisus Hristos. Deci dacă chem numele lui Iisus Hristos în orice loc, ești sfânt prin credință, dar ești chemat să umbli în această sfințenie. Mergem puțin și la 1 Petru, capitolul 1, de la versetul 15, și spune așa. Și după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea. Nu în toată declarația, nu în toată identitatea. Acolo deja ești. Ci în toată purtarea. Și lucrurile astea trebuie să se împace. Nu există o sfințire declarativă, pozițională, cum vreți să o luați, teologică, hotărâtă de Hristos prin credință, independentă de faptele credinței și rezultatele în viață. Nu există. E contradicție în termeni. Păi cum poate un sfânt să trăiască în lucrările păcatului? Cel ce este al lui Hristos nu păcătuiește, adică nu comite păcatul. Și dacă a păcătuit din greșeală și a alunecat sau a fost înșelat, se ridică, se pocăiește, se întoarce, este curățit prin sângele lui Iisus. Uneori sunt și consecințe, dar intră din nou în ascultare și intră din nou sub domnia și autoritatea lui Dumnezeu. Deci, sfințirea aceasta este una practică, căci este scris, fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Deci, aici când Petru pune fiți sfinți la viitor, ok, aia înseamnă că nu mai are de-a face cu declarația, ci are de-a face cu fapta, cu împlinirea. Și noi suntem chemați la această sfințire practică. Bun, acum, sfințirea practică are și ea două nuanțe. Și din nefericire, mai ales cei care au fost vaccinați cu legalism, o iau doar pe una. Teologii o numesc sfințirea negativă. Și o să explic termenul, dar nu vă chinuiți să luați termeni. Hai să o numim așa, într-un mod mai popular, sfințire de curățire. O sfințire de curățire, adică negativă. O sfințire în care iei lucrurile negative din viața ta și le dai deoparte. Dar nu doar asta înseamnă sfințire, înseamnă și asta. Adică iei lucrurile rele, negative. Cine a mințit,
să nu mai mintă. Cine a furat, să nu mai fure. Cine a curvit, să nu mai curvească. Cine a înșelat, să nu mai înșele. Cine vorbește mult și degeaba, să vorbească mai puțin și să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Vorbiți între voi cu psalm, cu cântări de laudă. Deci sunt multe lucruri pe care noi trebuie să le îndepărtăm. Și asta este o sfințire de tot ce este negativ, de tot ce nu este de la Dumnezeu. El vrea să ne curățească și vrea să dea la o parte. Dar sfințire înseamnă mai mult de atât. Sfințire înseamnă și o parte pozitivă. Și o parte în care noi nu doar dăm răul afară, negativul, ci începem să facem pentru Dumnezeu anumite lucruri. Și anume, începem să zidim o viață în ascultare de Dumnezeu. Sfințirea aceasta pozitivă sau în zidire, vă aduceți aminte, la templu erau vase sfințite. Acele vase nu erau mai curățite, ci pur și simplu erau puse deoparte, că asta înseamnă sfânt. Sfânt înseamnă pus deoparte, separat. Amin. Și la templu erau vase care erau puse deoparte să nu fie pângărite și să nu se toarne în ele tot felul de lucruri. Și în același timp erau vase care erau dedicate și folosite exclusiv pentru Dumnezeu și pentru lucrurile sfinte. Observați, intrarea în odihnă, în promisiuni, se face prin cuvântul lui Dumnezeu, dar întotdeauna conectați cu credință la acest cuvânt. Și mă rog ca Dumnezeu astăzi să lase peste noi acest duc de credință, potrivit cu ceea ce este scris, și o înțelepciune în decizie, să punem standardul lui Dumnezeu acolo unde este El, la cuvântul lui Dumnezeu. Spunea cineva, mulți oameni se pocăiesc și plâng, nu pentru că au fost cercetați și regretă fapta, ci plâng datorită consecințelor greșelilor lor. Aia nu este pocăință cu adevărat. Da? Deci dacă s-a întâmplat ceva rău și sunt niște consecințe, pierde și tu plângi din cauza aia, aia nu-i pocăință. Tu plângi din egoism, că ai pierdut niște favoruri, că ai pierdut lucruri pe care le-ai câștigat și acum nu le mai ai. Ți s-au luat jucăriile și plângi că îți pare rău, Doamne, dacă știam nu făceam asta pentru că mi s-au luat jucăriile. Nu de asta. Noi trebuie să ne pocăim din dragoste, să trăim o viață în sfințenie progresivă, cu intenție, nu că ne ia ceva, nu că ne este frică, ci pentru că așa vrem să-L onorăm pe Dumnezeu și să umblăm în această odihnă a lui Hristos. Ați urmărit ediția din această săptămână a emisiunii Decupaj din Realitate. Așteptăm în continuare materialele voastre la adresa info@alfaomega.tv. Sunt Adina Muntean, pe săptămâna viitoare la Decupaj din Realitate.